Ei bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou clip de pe acest canal, de această dată cu uh, reacția mea față de noua expansiune ce urmează să se lanseze de Sims 4 Eco Lifestyle. Uh, Aseară după ora 1 cred că am aflat de fapt că nu se va numi nici Country, nici în altfel uh, și a fost destul de interesant. Uh, și am văzut clipul exact acum când s-a lansat și poate ați văzut și mulți dintre voi pentru că v-am și spus uh, și haideți să vedem uh, exact, uh, na, să văd și cu voi practic împreună uh, cum este noua expansiune și bineînțeles nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și părerile voastre în secțiunea de comentarii să-mi spuneți ce, uh, cum vi se pare, așa că hai să dăm drumul. Uh, ca să știți, clipul nu o să fie fluid pentru că există șansă de strike, așa că o să las uh, așa în sacadat. Așa că hai să vedem. Deci avem aici ceva foarte așa închis uh, și ouul oh, ăsta să dau sunetul mai încet. Ok, deci avem o... Deci clar ei unde stau aici nu este o zonă foarte bună. Mamă, ce putoare e pe aici, uitați-vă și voi ce... Uai, low! Ok Deci avem de a face cu mai multe tipuri de Și posibil să primim și chestii noi la personalitate. Și aici să opa. Deci o casă gen e făcută din... de asta de... Uite că am uitat cum le spune containere. Și Eco Lifestyle Expansions Pack. Așa. Ok, deci aici văd că avem o mașinărie de genul asta de reciclat. Seamănă foarte mult cu Get to Work, din ce observ eu. Clar seamănă. Ok, deci bagi niște chestii și îți faci... Deci nu e reciclare, cred că e altceva acolo, mă gândesc. Aha. A, ah, din chestiile alea, gen, poți să faci alte chestii. Uitați, lumânărele și... Ok, deci se poate refolosi. Mamă, deci uitați și aici Ăștia cred că sunt toți A, ah, ok Gen se gândesc cum să facă cumva să readucă la viață orașul Pentru că acum este plin de chestii nasoale De poluare, ca să zic așa A, ah, deci asta e la fel ca în Get uh, Asta cu uh, City Living Acolo aveam chestia de puteai să vinzi lucruri Aha, și aici ei tot strâng bani pentru proiectul lor, am înțeles. Cred că o să fie și un fel de stranger vil, în care trebuie să rezolvăm anumite chestii, mă gândesc, dacă avem chestia asta. Aha, ia uite deja plantați pe aici. Oh, și avem un nou animaluț. Ce naiba râme? Ce s astea? Ce naiba ne bagă râme? S-a îndrăgostit ăsta de ce naiba înseamnă asta? Ok, deci primim și o nouă tabletă, ceva tot așa cu... Uh, va trebui să... Cred că primim și un nou job, clar. Da, seamănă foarte mult cu Get -to Work. Foarte mult seamănă. Pentru că ne dă tot felul de mașinării de-astea, uitați. Ok, și astea vor fi personajele principale. Ce ne de mașinării asta? Aha, a, ah, deci cred că ca să ajungem să facem mașinăria asta trebuie să facem niște questuri înainte și fă că asta cu, uh, curăță poluarea. Ok, și o casă nouă aici. Uuu! Uh! A, ah, ia uite, primim panouri solare și chestia asta de am văzut-o. Mm, drăguț! Chiar drăguț! Acum nu știu dacă primim și la interior niște chestii ca să... Fi... Bine, cred că se leagă foarte bine și cu tiny living, chestia asta. Și așa arată acum după poluarea ea. Ok. Și ia uitați cum arată orașul tot cu uh, toate casele au chestii panouri de astea. Mm, da. Și sper că uh, ok arată bine dar v-am zis că se leagă cred cu uh, Tiny. pentru că văd că căsuțele că sunt destul de micuțe. Ce primim și aurora boreală cumva și asta este The Sims 4 Eco Lifestyle și play to change pe 5 uh, iunie. A ah, exact cum v am zis, deci cam două săptămâni, trei săptămâni uh, până se lansează și după aceea vom afla informații despre staff pack-ul uh, uh, nou ce urmează să se lanseze. Uh, da, deci cam asta a fost. Pot să spun așa că nu sunt mulțumit și cred că este prima expansiune care nu prea mă încântă mai deloc. Și că mă gândesc că va fi 40 de euro. Deci nu pot să zic, deci chiar nu a nu știu, poate doar dacă ar fi o poveste în care să, uh, să facă ei ceva din orașul ăsta fiind poluat, să-l facă să revină la normalitate cum a fost în StrangerVille, pentru că nici acolo nu ai foarte multe chestii de făcut, uh, dar măcar ăla a fost un game pack, nu a fost, un, o, -a fost o expansiune. Pentru că aici aveam florile, le aveam mesele alea de la început de vânzare, le aveam. Asta nu prea mă interesează pe mine de crafting, sincer să fiu. Chiar nu mă prea interesează. Și că mi-a dat râma asta serios, putea să pun altceva. Adică, na, nu știu cât. Acum aștept să-mi spuneți și voi în comentarii. Ok, căsuțele zrăguțe. Poate vom vedea mai multe chestii pe viitor. Sper să reușesc să înregistrez înainte de a se lansa jocul pentru că mi-am făcut abonament cu Origin Access și sper să văd dacă reușesc, ca să le arăt ok, dar nu, nu e chiar ceea ce trebuie din punctul meu de vedere. Adică prima variantă la care m-am gândit eu era mult mai ok, ca să zic așa. Și da, cam acesta este clipul, aștept chiar, sunt curios de părerile voastre, cum vi se pare vouă și dacă v schimba jocul într-o oarecare măsură, din punctul meu de vedere, nu știu, cred că nota 5 îi dau, cel puțin din ce am văzut în trailer. Poate în gameplay va fi diferit, dar nu. Chiar nu nu nu-mi place ceea ce am văzut și asta e puțin supărat. Eram foarte entuziasmat ieri, dar uite că nu prea a fost cum am vrut eu, să zic așa. Și da, o să închei și acest clip. Uh, nu uitați să lăsați un like, foarte important comentarii pentru acest uh, episod. Iar până la un nou clip de Sims 4, eu am fost Alex. Toate cele bune. Ciao.